Dar ce v-a determinat să intrați în politică? La momentul 2007 sau ce m-a determinat acum să Ce fiu mai activ? v-a determinat acum să fiți mai activ? Vă spun și de ce vă întreb. Vă întreb pentru că am văzut în ultimele sondaje, românii nu prea au încredere, trebuie să recunoaștem foarte mare în politicieni. Corect. Politica are o încredere șoasă, Printre cele mai scăzute, cred. printre cele mai scăzute, într-adevăr. De ce acum? De ce această revenire, cumva? Relansare, dacă pot să o numesc așa, nu? Pentru că foarte mult timp am crezut că e bine să fii critic, să vii cu idei de pe margine, să le să-i spui omului politic, nu faci bine aia, faci greșit cealaltă, uite, eu aș fi făcut așa. Câteodată are impact, de multe ori nu are impact. Din motive dintre cele mai diverse, n-aș vrea acum să exemplific. În momentul în care îți asumi să te asociezi cu un partid, cu o viziune, cu o politică, cu o serie de politici publice, cu o reformă, deși m-am cam săturat de acest cuvânt în ultimii ani, toată ziua vorbim despre reforme, în momentul acela ai tendința să dai tot ce ai mai bun încât să încerci măcar parțial ideile să ți le pui în practic. E mult mai complicat, dar e o provocare. Eu astăzi am intrat și am devenit mult mai prezent la PSD. Pentru faptul că mult timp am criticat de pe margine, nu neapărat PSD-ul, am criticat forțele politice că nu fac suficient, nu fac suficient pentru tineri și așa mai departe. Și mi-a zis cineva într-o zi, de fapt mai multe persoane, dar o discuție, să zic așa, a fost memorabilă, care mi-a zis, ok, toată ziua critici de pe margine, dar hai vino, vino, uite, pune mâna la treabă și hai să vedem ce putem face împreună, ce poți face tu, ce oameni vin cu tine și așa mai departe. Deci ăsta a fost principalul, sau ăsta e principalul motiv, dorința de a face ceva și de a vedea că pot să fac ceva. De pe margine, v-am zis, e mai complicat, e mai ușor să critici, dar e mai greu să vezi rezultate. Când ești în interior, nu prea mai ai scuze de ce n-ai făcut. Eu sper să și reușesc să fac, adică să nu rămână doar la nivel de dorință, speranță și așa mai, și așa mai departe. Iar referitor, o singură secundă, Sigur. referitor la de ce tinerii nu sunt, sau mă rog, nu mai sunt atrași de politică. Pentru că sunt dezamăgiți și pe bună dreptate sunt dezamăgiți. Adică partidele în foarte multe situații au preferat să promoveze oameni din afara partidului, ceea ce nu e rău, e foarte bine, dar fără să le acorde acestor tineri care muncesc de foarte multe ori și nu mă refer aici doar la campanii electorale, mă refer în foarte multe momente tinerii sunt așa zic, să zic energia vie a partidelor, nu reușesc să-i implice și nu mă refer aici să-i răsplătească, ci să-i implice în diferite activități, spre exemplu, când partidul, abar n-am, este la guvernare sau în momentul în care partidul este pe un val de încredere și așa mai departe. Cred că vinovatul, dacă mi se permite să folosesc acest termen, sunt partidele în primul rând și după aceea, mă rog, prestația lor în spațiu public care demotivează oamenii. Mă uit la studenții mei, foarte mulți dintre ei, deși predau la Universitatea de Științe Politice și Administrație Publică, foarte mulți dintre ei nu vor să se ducă spre zona de politică, fiind dezamăgiți de calitatea oamenilor politici și nu neapărat a politicii în sine. Politica le place, îi incită, e un microb, ca și fotbalul, ca orice altceva, dar sunt dezamăgiți de oamenii politici. Deci nu cred că politica e problema, politica se face de când lumea, peste tot. Problema sunt oamenii politici dezamăgiți de modelele, sau mă rog, de așa zisele modele pe care le văd în politici. Și care ar fi soluția pentru ei? Ce le răspundeți, de exemplu, tinerilor care vă spun asta la curs? Soluția suntem noi și soluția sunt ei. Să vină spre partid și să încercăm, spre partide și să încercăm să facem schimbarea din interior. O schimbare nu se va face, sau foarte greu face o schimbare din exterior. Când ești în afara unei organizații, indiferent care este acea organizație politică, profesională și așa mai departe, poți să comentezi, să dai sfaturi, dar vino în interior să înțelegi problemele, să înțelegi cu ce se confruntă organizația și hai să producem schimbarea de jos în sus, dar în interior. Pentru că din afară, v-am zis, este ușor de criticat și eu am fost în acea situație, o știu foarte bine, e ușor să o critici, să critici pe anumiți lideri politici, să critici pe anumiți oameni care sunt în poziții administrative, dar hai în interior și hai să facem ceva împreună să reușim să schimbăm lucrurile. De exemplu, pe dumneavoastră, ce v-a determinat să alegeți?